și 10 minute, bine ați venit pe frecvențele Europa FM. Din ce în ce mai mulți prieteni și prietene îmi spun că au început să se detașeze instinctiv de știri, pentru că pur și simplu nu mai suportă presiunea și tensiunea. Adevărul e că imaginile sunt nu doar foarte multe, foarte accesibile pe rețelele sociale, că e o abundență uluitoare de filmări din Ucraina, invadată de ruși, dar sunt și foarte dure. Și mai mult, sunt foarte aproape de noi, iar asta intensifică sentimentul de pericol. Adică știți, orașele ucrainene care sunt acum distruse metodic și barbar de artileria rusă, seamănă foarte bine cu ale noastre. Au și ei blocuri dintre alea cale noastre, mașinile sunt cam la fel, oamenii sunt îmbrăcați cam la fel, seamănă bine cu noi. Unii dintre ei vorbesc românește, vin refugiați care chiar vorbesc românește, foarte corect, foarte bine, așa că mulți avem senzația zilele astea că privim cumva într-un viitor întunecat în care am putea ajunge noi înșine. Și mai rău, presiunea asta vine după 2 ani de pandemie în care nu ne-a fost tocmai ușor să asimilăm știrile. La telefon este doctorul psihiatru Gabriel Diaconu, bună dimineața! Bună dimineața, Vlad! Acum, pentru a doua oară în 2 ani, noi am observat că sunt unele accese de panică colectivă, așa? Nu dramatic, dar există, da? Adică așa cum în 2020 oamenii au dat în val în magazine să cumpere alimente și articole pentru casă, așa, e asalt acum la birourile de pașapoarte și la casele de schimb. Deci e clar că pentru mulți dintre noi e o tensiune foarte greu de suportat. Cum putem gestiona presiunea asta? Ce gesturi trebuie să evităm în situații ca asta? Întrebarea este foarte bună. În contextul totuși al conflictului de acum din Ucraina, dacă e să comparăm cu pandemia de COVID, sunt câteva mari diferențe. Probabil că cea mai vizibilă este că de această dată inamicul are față. Și nu numai că are față, are și trecut, are și biografie și are și, hai să-i spunem, propriul lui folclor sau legendarium. Inevitabil vor fi oameni care sunt vulnerabili sau care sunt predispuși că în astfel de situații de viață la început vor consuma foarte multe informații, se vor implica efectiv foarte mult și evident în următoarele 10-14 zile se vor resimți, dar asta nu neapărat pentru că și deoarece războiul din Ucraina, ci pentru că dacă era război oriunde, mai aproape sau mai departe, ar fi consumat genul acesta de materiale. N-am să ies pe o tangentă să descriu populația asta, dar este o populație care, repet, este vulnerabilă și celor care sunt vulnerabili merită să le spui următoarele. În primul și în primul rând, consumul abuziv sau un exces, hai să zicem mai degrabă, să nu e poate cuvântul potrivit abuziv. Și știu asta și merită să le repet că nu este foarte indicat. Acești oameni stau foarte mult pe rețele sociale, tind să se expună între ghilimele absolut naiv filmărilor brutale sau sângeroase și atunci sfatul este gata. Luați o distanță, luați o pauză, puneți-vă la adăpost de vectorul informațional, pentru că în această perioadă, și poate că oamenilor trebuie să le repetăm și chestiunea asta, informațiile care circulă nu sunt, hai să spunem, ca firele de păpădie pe câmpie. Unele dintre ele sunt gândite, menite, țintite să genereze panică în populație, să creeze instabilitate și, evident, printr-un efect ulterior de murișcă, să creeze și mai multe probleme statului și populației în acel stat. România fiind țară NATO, evident că este vizată de tot ceea ce înseamnă intenția psihologică de destabilizare din partea agresorului rus și atunci, cu atât mai mult, astfel de mici crâmpeie sunt rostogolite în spațiu public, spre exemplu, videoclipuri sângeroase sau videoclipuri cu refugiați. Se întâmplă că în ultimele zile am fost la punctele de trecere a frontierei, situația umanitară este într-adevăr dureroasă, dar este la fel de bine sub control. Și un alt lucru pe care spre reziliență merită să-l spui oamenilor este că până la acest moment, cel puțin, exceptând, ce știu eu, vești care vin din zona de conflict sau situații care sunt punctual raportate din zona respective sau inclusiv de pe teritoriul României, în mare, mare măsură, acest 1,5 milioane de oameni care au plecat din Ucraina au fost preluați, îmbrățișați și gestionați de țările din Uniunea Europeană, printre care și noi. O altă chestiune care este generică, dar ai rămâne surprins de puțină să respectată, este ca oamenii să își păstreze rutina de viață. Când zic rutina de viață, mă refer la rutina de activități, mâncare, somn, relaționare cu prietenii în timp real. De curând am ținut un seminar pe reziliență și le-am spus oamenilor că statul de vorbă pe FaceTime sau statul de vorbă pe diverse aplicații
pe subiectul ăsta nu este foarte sănătos. Dacă ții morțiș să discuți, dacă te simți încărcat, ok, foarte bine. Du-te și întâlnește-te cu un prieten, stai la un ceai, stai la o cafea și relaționează cu omul ăla în timp real. Pentru că acest timp real este timpul psihologic. Timpul digital nu este un timp psihologic, este un paradox psihologic. Bun. În timpul respectiv nu se întâmplă de fapt mare lucru. Noi acum trăim într-o epocă a apartenenței la triburi online. Și în acest caz, în care avem un conflict major între doi actori globali, da? Lumea civilizată și Rusia agresoare, tentația este, sau mă rog, aproape instinctiv, iei partea uneia dintre părți. Cât de riscant este, sau cât de mult te poți implica înainte să începi să greșești din punctul ăsta de vedere? Din păcate sunt oameni, și ai intuit foarte bine, care simt chemarea tribului. Și din acest punct de vedere, sugestia este, dacă tot este să fie un trib, hai să fie România. Pentru că, și este iarăși o chestiune pe care, hai să zici că o observ, și pe care o observă mai mulți profesioniști în dinamică, tindem ca și în pandemie să mergem ca într-o electroliză culturală către pol, către extreme. Asta însemnând că deodată oamenii au devenit teribil de rusofobi, unii dintre ei, alții au devenit dintr-o dată absolut loiali Ucrainei. Să nu uităm că suntem totuși români și singura loialitate este față de România, iar în acest conflict, chiar dacă diagonala este cât se poate de clară, chiar dacă știm statul agresat respectiv statul agresor, poziția noastră ca români merită să rămână una compasionată și aici trebuie spus un lucru, compasionată inclusiv față de ruși. Să nu confundăm armata, regimul, atrocitățile cu ceea ce trăiește poporul rus. Am prieteni ruși, sunt sigur că și cei care ne ascultă au poate relații în comunitatea rusă sau foști colegi de facultate sau colaboratori. Nu este mai puțin dramatic ce trăiesc ei cu această punctuală deosebire că ei trăiesc drame, mă refer la ruși, fără să fie sub asalt sau sub amenințarea bombelor și rachetelor. Drept urmare, mersul către poli, indiferent care pol, din punct de vedere psihologic este dăunător, pentru că la sfârșitul zilei este traumatizant pe de-o parte. Și de ce este traumatizant? Pentru că în mod obligatoriu radicalizează și tinde să facă individul să atingă un palier instinctual de-al lui, care obligatoriu conține ură. Ura este un sentiment profund toxic, radioactiv, și care conduce oamenii pe un drum al violenței către care nu cred că merită mers. Și mai degrabă atunci să rămânem în spațiul acesta deliberativ și un spațiu în care să înțelegem carabinul și pe unul și pe celălalt. Gabriel Diaconu, mai am o întrebare și mai avem puțin timp. Ce-i răspuns copilului care te întreabă dacă o să dea rușii cu bombe și la el la grădiniță? Bună, întrebarea asta este foarte delicată și fără doar și poate când spui copil te referi la diverse etaje de vârstă. Pe mine, băiatul meu cel mare m-a întrebat chestiunea asta, el este în clasa a 5-a și i-am adus aminte că în România este pace, i-am adus aminte că este firesc să fie necăjit și să rezoneze emoțional cu ce se întâmplă cu alți copii în Ucraina, dar i-am adus aminte și de faptul că, cel puțin pe partea noastră, le-am deschis brațele și avem grijă de ei. Cuvântul grijă este foarte important pentru copii, pentru că ei tind în stres să meargă sub umbrela lor de grijă și de atașament. Și atunci dacă puteți folosi cuvântul ăsta într-un context pozitiv, afirmativ, dacă puteți inclusiv să oferiți copilului spațiu să își spună povestea lui, ce a înțeles el din toată situația asta, e un prim pas către grijă. Pentru că va trebui, prozaic spus, să avem grijă unii de ceilalți, indiferent ce se întâmplă în prejurul nostru, în lumea asta. Ba mai mult decât atât, o să facem încât grija asta să meargă înainte. Războiul nu va fi veșnic, rachetele nu o să cadă în fiecare zi. Și la orice moment al oricărui război merită în primul și în primul rând să vizualizezi pacea care vine către tine, pentru că asta te ajută să reziști și să-ți păstrezi speranța. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru intervenție. A fost în direct în deșteptarea doctorul psihiatru Gabriel Diaconu. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.